I have your Christmas in your country in a safe, in a clear way, in a political way, or everything is open. Nimeni nu știe în ce condiții Republica Moldova va întâlni sărbătorile Crăciunului. Dacă Moldova va întâlni Crăciunul în condiții de siguranță și în condiții de certitudine sau în alte condiții, nimeni nu cunoaște la această etapă. And it's clear that the Council of Europe, especially in questions of rules of law and human rights, take care for prisoners and what we have to investigate if there is a fair trial or not. Deci toată lumea cunoaște că Consiliul Europei se preocupă de statul de drept și de drepturile omului. În particular, în acest caz, noi am venit ca să vedem în ce măsură se respectă drepturile deținuților. Și de asemenea, pentru noi este foarte important ca orice deținut să beneficieze de un proces echitabil. Ce v-a spus domnul Vlad Filat? What did Mr. Filat and Mr. Petrenko tell you and their lawyers? The lawyers will tell you what they tell you, but it's not my job to tell you what the lawyers of Filat and Mr. Petrenko tells us. Dacă dumneavoastră vreți să aflați ce cred avocații domnului Petrenko și domnului Filat, trebuie să discutați cu avocații domnului Filat și domnului Petrenko. Nu este sarcina mea ca să vă transmit dumneavoastră mesaje de la avocații dumnealor. But they summed up and showed some problems. Dar dumnealor ne-au formulat pe scurt unele probleme. And we spoke after with the Minister for Justice and the Governor of the prison about that. And we spoke before with the General Prosecutor, that you can know. După ce am purtat aceste discuții cu avocații, unde avocații ne-au povestit despre acele probleme cu care se confruntă, noi am ridicat aceste probleme la întrevederea cu Ministrul Justiției. Am discutat pe marginea acestor probleme cu directorul acestei instituții penitenciare și am vorbit și la Procuratura Generală. Dacă îți vorbim mai concret, care sunt problemele? To be more specific, what problems do you have in mind? No. I have no mandate of Mr. Filat and Mr. Petrenko to speak about that. Îmi pare rău, dar nu pot să ofer mai multe detalii pentru că nu am fost autorizat nici de domnul Petrenko, nici de domnul Filat ca să discut cu dumneavoastră. I'm not a lawyer. Să discut cu dumneavoastră despre problemele pe care dumnealor le-au menționat. Eu nu sunt avocatul dumnealor. But I hope that some problems they raised up will be now in a good result. Dar eu sper că cel puțin unele din problemele menționate și de domnul Filat și de domnul Petrenko acum urmează să fie soluționate de o manieră pozitivă. Last question. Ședința de la Sofia totuși a fost domnul Petrenko și domnul Filat. Să poftim la ședința? Ședința de la Sofia, la biroul PCE, era problema domnului Filat și domnului Petrenko. So at the PASE meeting in Sofia, the issue of Petrenko and Filat was raised, so that's why you organized this mission to our country as a result of that. No and yes. Și da și nu. As chairman of the monitoring committee, I wrote since September to the authorities of Moldova. Deci, regarding the prisoner Petrenko. Ca președinte a Comitetului de Monitorizare a Consiliului Europei, eu încă din luna septembrie am scris autorităților Republicii Moldova în legătură cu cazul Petrenko. To explain why. Deci, ca să vă explic de ce. That the first letter was in September, I think. Yes, September. And October, and then there was the meeting in Sofia, and then the bureau asked me as the chairman to go to Moldova, and I immediately agree to do this mission. Deci, după cum vă spuneam, prima scrisoare am adresat autorităților în legătură cu cazul Petrenko în luna septembrie, după care a mai urmat o scrisoare în luna octombrie și după aceea a avut loc reuniunea de la Sofia, unde biroul m-a rugat ca eu să întreprind o vizită în țara dumneavoastră. Și a fost răspuns? And you got answers to those questions from the Moldovan authorities? Yes, I got one week before
One week before we started the mission. Yes. Da, noi am primit un răspuns de la autoritățile Republicii Moldova cu o săptămână înainte de efectuarea vizitei. Dar cum vi s-au părut condițiile de detenție? What do you think of the detention conditions? What are your impressions? All the detention in your country is a problem. Toate condițiile de detenție din Republica Moldova sunt problematice. You know that I have been in the prison of Belz 8 years ago and I had a shock over months. Trebuie să vă zic că acum 8 ani am vizitat penitenciarul din orașul Belz și am văzut condițiile de acolo care m-au șocat. Timp de o lună am fost în starea asta de șoc. Now I must say they try to develop in a better way, in much more human way. Bine, trebuie să menționez că au fost întreprinse măsuri în Republica Moldova pentru a îmbunătăți condițiile de detenție și pentru a umaniza, să spunem așa, aceste condiții. But I spoke very open with the Minister for Justice and also with the Governor of Prison of some worries I had what I saw. Dar am avut o discuție sinceră și deschisă cu Ministrul Justiției și cu directorul acestui penitenciar și în cadrul acestei discuții eu le-am spus dumnealor despre unele îngrijorări pe care noi le avem. And by the way, this prison is overcrowded. Și apropo, penitenciarul ăsta este supraaglomerat. Doar o întrebare. Just one final question. Care este planul? Ați venit, ați văzut. Ce se va what întâmpla mai is departe? The plan? What next? You came here, you saw what you saw, what yeah, next? And tomorrow the mission is going on. 50% is done. Și mâine misiunea va continua. Tomorrow we speak with all the stakeholders of your country. Noi ne aflăm la jumătatea acestei misiuni. Mâine ne întâlnim cu toți actorii importanți din țara dumneavoastră. Mulțumim. Bye-bye. La revedere. Thank you for waiting. Și vă mulțumim că ați așteptat.